Salut! Scot scaturile rele. Nu de mult am schimbat scaturile pe cel de iarnă și ne pregătim iarăși să mergem la România. Și interesant că în ultima vreme foarte des suntem în Iași. Acum aștept pe Olga. Ea se mai gătește, face ultimele pregătiri acolo și am postat filmulețul pentru Mele Caramele, înainte de ceasă pentru Jasmina Show și suntem gata. Ne aducem, cred că, să schimbăm banii. Poate luăm ceva de la magazin, poate încă, nu știu. Și în drum. Avem aproximativ 2 ore și jumătate deja. Ca să reușim. Așa că să mă vedeți mai bine voi. Avem aproximativ 2 ore și jumătate ca să reușim, să ajungem la Iași. Așa ne-am țeles cu persoana. Apropo, unde ne ducem noi? Noi ne ducem să cumpărăm un computer. Computerele care le avem acasă, unul din ei este așa cât de cât bunișor, iar altul frânează. Frânează foarte tare, e obosit, e plin, e încărcat cu informație și de ce ne-am gândit să cumpărăm un computer nou. Ultima vreme se primește că foarte des să mergem la Iași, la România. Mie îmi place călătoriile, e mai aproape decât Odessa, e mai rapid ajungi, drumurile sunt mai bune și chiar nu te obosește, pentru că până la vamă mergi undeva aproximativ 1 oră și jumătate, după aceea încă 1 oră, 2 ore și jumătate din tot drumul și în plus la asta, nu știu, într-adevăr mă simt mai aproape de inimă oamenii sau că vorbim aceeași limbă și înțelegem mai bine. Așa, Seciu, wow. A fost și mi-a luat ce? Ai văzut ce vreau eu? Într-un fel, da. Din două vom face una. Aha. Există și un pachet de fructe uscate, cocos, mai multe și, da? Și acolo să nucșoare. Super, și le amestecăm și facem tot setul, da? Da, uite, cam în felul următor. Da, unde o să le amestecăm? Aici, în pachet. În pachetul acela? Putem să punem cumva aici undeva, nu? Unde? Unde? Nu, iată aici. Lasă-mi capul, Crieschi. O să-mi capul, da, o să-mi capul. Hai, dar îmi toarnă tu. Da, o să să ținem cumva mână sau cum să mâncăm noi? Vedem. Eu o să iau paharul meu cu ceaia în mână și o să pun acolo unul cu paharul acolo. Mi-a lăsat să iau eu unul să gust. Nu pot. Bun. Îți sărați, se vede după el. Mi-a căzut foarte tare. Curat și acum este. Și asta e bine, pentru că dacă fructele uscate sunt dulci, pe exact timp, ok. Super. Așa mai comod este? Aha. Acum mănâncă fructe uscate. Cum să ajungi acolo? Acuș. Nu-ți vorbești, pachetul e mic. Trebuie ceva mai mare. Acuș și inventăm noi. Așa. Aici nu putem pune să amestecăm. Da, parcă așa tot, parcă loc puțin să fie așa. Trebuie ceva încă mai mare. Nu, eu propun să punem iată aici. Scot eu. Torn acolo puțin câte o leacă și amestec eu de acolo să luăm. Da, ieri ce am făcut orne, așa că... Da. Dar eu... Dar eu ceaiul să ne-l până în spate. Deschide. Te rog. Și o să ne dau de acolo când o să vreau. Așa. Tu ai spus să-i închid? Nu mă șervița. Acoș, nu, cocotul, nu știi cocotul ceaiul. Că după obișnuință știi cocotul în timp. Mi-am speriat? Ai.
de data aceasta la Julius Mall. Nu știu unde este Julius Mall, dar suntem la Julius Mall. Am fost și am cumpărat computerul mult dorit. E acolo sub scutură. Ia, aici segeul l-a acoperit. L-am învelit și închis de asta care cu bule. Iată, aici este. Marișor, bunișor, foarte bun. Este un computer care nu mai găsești, cred că în altă parte e făcut așa originală comandă, da, tătico? Da, da, da. Adică e făcut individual, comandă individuală și foarte, foarte bun. Are parametri foarte, parametri foarte buni, exact ce trebuie nou ca să facem filmulețele cât mai rapid, cât mai frumos și cât mai interesant, da? Da. Așa, îmbrăcăm paltonașul, tăticul. Așa. Și mergem să vedem ce este în Julius Mall. Prima dată venim aici, așa că vedem dacă găsim ceva bun. Vrem să căutăm jucării pentru fete de Crăciun, să le punem sub brad. Avem nevoie, vreau foarte mult să le iau bucătărie mare, înaltă, să se poate juca la ea. Dacă găsim aici, la noi, nu știu, poate sunt în Moldova, dar din câte știu sunt din plastic, doar de astea micuțe. Dar vreau să fie așa la înălțimea lor, ca ele să se simtă chiar ca la bucătărie și cu vesel, cu înalta, așa că ce că să căutăm. Și poate mai găsim ceva lucruri neobișnuite aici. Așa, pe unde intrarea? Mi-e pare că e pe acolo, tăticu. Hai să vedem pe unde intră, toți pe acolo intrăm și noi. Ia, okay? Ce intrare scrie? Intrare? Hai da. Să intrăm. Noi am intrat într-un magazin de electrocasnice, am întrebat acolo de fază și ne-a zis că trebuie să întoarcem înapoi, ca să intrăm în intrarea principală la centrul comercial. Și ne întoarcem înapoi acum. E rece? E minus dacă așa iese, da? Acum și mă uit pe telefon. La noi e mai cald, parcă. Noi când ne apărăm de acasă era soare foarte cald, foarte bine. Și era și ziua. Era vara. La rămâne iarna. La noi era 8 grade când ne-am pornit. Ai, dar și mai seara e mai întuneric, de acum mai frig, mai rece. Așa, cred că aici e intrarea principală. Hai. Lucrează până la 10, la 22. Da. Hai, pe aici intrăm, da? Hai, intrăm. Sergiu? Hei, baby! Aceea e șantare ca stil ca la și la Pelas, nu? Așa, în care parte luăm? Facem poze așa. Ia, priviți, aici este. Wow, joy! Joy, joy, joy! Și produs de acum. Se simte atmosfera de iarnă, da, tăticule? Da, sărbători. Ia, privește ce lucru! Wow! Cât de frumoasă! Am ieșit până afară ca să aduc paltonul Olgei și scurta mea, scurta, palton. Acolo e foarte cald. Deci ne-am gândit să dezbrăcăm ce este mai gros de pe noi. Olga, aici probabil s-a spart vreo țeavă de acolo, de sus, și curge. Nu are cine să rezolve această problemă. Noi acum alegem ceva de mâncare. Ne-am îmbrutit pe aici și am decis tot să luăm ceva ce noi cunoaștem. Așa că am ajuns la mâncare tradițională moldovenească, românească, așa. Ceva mai aproape de suflet. Aproape de stomac. De stomac. Ceva cunoscut pentru noi.
Aceasta e mâncarea noastră. Așa. Cu purciulile mi-a luat mie. Tati cu a luat. Cu ce acolo? Bătută ce acolo? Șnițel. Șnițel. Și te-a luat și... Și o bucată și... de... cum se numește? Așa, bun de porc. Uuuu. Noi suntem gata să mâncăm. Vezi cu mine? Da. Vă planificam pe ambii să ne punem, dar eu am ieșit din cadru. Wow! E prima dată văd așa ceva. Noi am trecut aici pe un părinte, pe un tătic, la două fete frumoase. Ne le-a arătat și pe Facebook. Vrem să le transmitem salutări Dăriuții și Eleni. Dăriuța și Elena, salut! Bună, Daria! De la tăticul și mămica Jasmini și Ameliței. Bună, la revedere, salut. Fetițele! Pupăm, pa. Vă pupăm, pa, pa! Am luat puține duceri pentru fetițele noastre. Le aducem din România, cum s-au de prințele. Nu au unii place, s-a creșteți mă curat. Adică, haine, altceva, n-am mai luat din noi nimic, n-am găsit nimic care să ne placă. Acum planificăm să mergem încă unde, la magazin sport Decathlon, se numește. Poate găsim acolo costum pentru un not care să fie acoperit. Așa. Pentru că să putem face filmulețe. Filmulețe că să plecăm undeva la odihnă, undeva la mare, undeva, da, la bazină, piscină, ca să putem filma pe Jasmina și pe Melissa. Așa că suntem în căutare, la noi Moldova n-am găsit încă. Sperăm că găsim România. Dacă nu, atunci trebuie să cumpărăm, știm, niște costumașe cu șorți, cu maiori, ca să putem face filmulețe. Mărimea mea. Acum probăm Adidas. Pasitorile noastre de costume, mai eu și șorți. Sergiu, ca pentru mine, șorți scurt, adică pantaloni scurt, adică și mai eu, Sergiu, da? Pentru zbor. Așa? Și Sergiu, așa, mai eu și șorți, da. Așa. Și deja de dași și da. Super. Da, la schi. Da, la schi. Ești să meargă pe schi. Cu Sania, măcar. Cu Sania, dar e fain costumașul. Am găsit tot așa și roz. Dacă ce să ai pentru fetiță? Dacă așa și ceva merge, nu? Da, și ceva merge. Nu e mare problemă. Ajungem noi acasă azi. Așa relaxat, mergeam în magazin, ne uitam. Parcă suntem așa lângă casă. Ai ora 8 și 10 minute, mămica. Fetele se vor culca fără noi de data aceasta. Da, slavă Domnului, cu adevăr că avem cu cine să le lăsăm. Srioara mea este la noi și o să aibă grijă de ele, să nu se plictisească și să nu stea singuri ele. Ne-am pornit să luăm costume de not pentru fete și am luat hainuțe de sport pentru noi. Dacă n-am găsit, așa că dacă o să găsim, o să luăm și pentru ele. Acestea le luăm pentru Crăciun subrat, dar va trebui să le ascundem să nu le vadă până atunci. Da, da, legă. Vama României am trecut-o, am luat dulciuri pentru fete, am repartizat noi o sumă de bani pentru ca să luăm cadouri pentru Crăciun, să le punem sub brăduț. Și din acești bani, de cum am luat dulciuri, am zis ca să luăm dulciuri, stai să vedeți mai bine. Așa, unde e lumina? Oh, unde e lumina, tătico? Ce doar de să iau să-ți deci undeva? Așa, cum se aprinde? Am găsit. Mai pe scurt.
am zis că anul acesta ca să nu cumpărăm dulciuri, ciocolate, așa care de obicei, am zis să luăm ceva dulciuri neobișnuite pe care ele, cum să zic, au mai mâncat Kinder și M&M's, dar într-o formă neobișnuită, într-o cutie, ambalaj neobișnuit, ca să fie într-adevăr memorabil pentru ele. Și în restul bani care au rămas, de acum o să luăm ceva jucării. Iată așa. Acum să ne luăm moldovinească și te puteți camera ca să nu ne fac observații. Gata, am trecut vama moldovinească și ne îndreptăm spre casă. Acum este ora 22:12, așa că eu cred că undeva la jumătate la 12 o să fim acasă, da? Aproximativ. Da, așa, până la 12 o să fim acasă, 12 noaptea. Fetele acum o să doarmă. Noi aici încheiem în vlogul de astăzi. Sperăm că a fost interesant alături de noi, că v-a plăcut. Urmăriți-ne în continuare, în acest videoclip puneți like și vă dorim tuturor o seară frumoasă, o noapte bună, un somn dulce dacă dormiți, dacă planificați să vă culcați, sau o zi frumoasă dacă la voi e ziua sau e dimineața. Vă îmbrățișăm, vă pupăm, vă mulțumim, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Pa, pa, prieteni! Pa, pa! Ia privit ce e afară, ceață, la cameră, mă uit în cameră, se vede mai bine drumul decât se vede cu ochiul liber. E foarte, foarte mare ceață, noi mergem așa, încetișor, încetișor. Da. Sunt eu aproape de orașul Chișinău. Atât că eu o să mă uit pe telefon, pe cameră o să spun ție, mergi, că mergi bine. Da? Da, în serios, în cameră se vede mai bine drumul, mai mult pe spațiu, adică mai pe teritoriu mai lung, adică, da, cum se vede, pe o rază mai lungă. Da, aici, pe ochiul liber, se vede cât? 5 metri maxim în față, da, nu? Da, da. Dar pe cameră se vede vreo 10 metri. Da. E foarte mare ceața. Da, uite, Sergiu, nici nu-l văd că e noaptea. Nu din ceață, dar de întuneric. Dar acum era ceață, dar... Dar dacă prindem cu așa lumina, a să porci mai tare? Nu, porci mai tare, da? Nu trebuie. Și în spate merge o mașină, tot merge de șor, ce vedeți? Hai, dacă vedeți pe așa, uite, e foarte mare ceață, vedeți că lumina e, nu-i... Da, e foarte mare. Deci marcajul e abia începe să se vadă. Da, trebuie să mergi foarte încet șor când e ceață. Dacă marcaj nu e... Nici marcaj nu prea se vede. Uite, vedeți? Încă mai ce de ați făcut. Așa? Da, noi aproape să intrăm în Chișinău și aia. Da, și se vede șoarele, abia se vede în 2-3 metri în față. Marcaj, da, da, da. Da, e periculos. Wow. Nu știu ce ți-am, se va încălzi sau se va răce?